Nu e așa că nu prea ai găsit tutoriale bune de web development, de front-end development, de CSS, HTML și JavaScript în română? Astăzi am o veste bună. După ce mi-au cerut nenumărați oameni, atât în polul pe care l-am pe blogul meu, cât și pe YouTube, să mă apuc și eu de un tutorial, de un curs complet de front-end development în română, am găsit în sfârșit niște timp să-l structurez și să-l pun la punct și de astăzi voi începe să-l public chiar aici pe YouTube. Dar știi care e partea cea mai bună din toată povestea asta? Sunt două, de fapt. Pe una am să ți-o zic acum și pe cealaltă o să o afli puțin mai târziu și crede-mă că merită. Cursul ăsta va fi complet gratuit și nu va avea absolut nici un cost ascuns. Spre exemplu, nu voi face o variantă prescurtată aici pe YouTube ca să te duc în altă parte după aia și să-ți cer bani pentru informațiile astea, așa cum am observat că fac alții. Bine, voi avea niște reclame la început și la final de video, niciodată în mijlocul lui, pentru că videourile vor fi scurte și nu vreau întreruperi în interiorul videourilor, dar atât. De când am început canalul de YouTube, mi-am propus ca tot conținutul pe care îl fac în limba română să fie complet gratuit și să predau tot ce știu din domeniul ăsta ca să-ți fac ție viața mai ușoară și procesul de învățare un pic mai rapid. În felul ăsta înapoiesc practic niște timp și energie comunității care m-a format după aproape 20 de ani de când lucrez în domeniu. Și de asta fac acest curs pro bono. Sună bine? Hai să spun două vorbe și despre noțiunile pe care le vei învăța în curs. Voi porni de la premisa că nu știi absolut nimic despre cum funcționează internetul, ce e la HTML, CSS sau JavaScript și cu toate astea scopul tău este să înveți să faci site-uri, să-ți crești șansele să te angajezi ca front-end developer și să-ți faci un portofoliu. Vei ajunge acolo învățând lucrurile de bază predate de mine prin videourile astea și prin niște resurse adiționale, dar mai ales construindu-ți acel portofoliu. Fără portofoliu, angajarea în domeniu e aproape imposibilă, credem. Construiesc echipe de foarte mulți ani și am experiență de ambele părți ale baricadei. Voi încerca deci pe parcursul acestui curs să-ți dau ocazia să faci proiecte mișto pe care merită să le pui în portofoliu și în felul ăsta să devii angajabil sau angajabilă. Hai să vedem totuși ce o să înveți exact. Asta e structura generală a informațiilor prin care vreau să trecem, deși e posibil să se schimbe puțin în timp. Sunt 10 module simple. 1. Bazele webului. Dacă sar peste asta, înveți degeaba frontend. Trecem rapid prin noțiunile elementare de care ai nevoie ca să înțelegi cum funcționează un calculator, internetul și tehnologiile web. O să ne și pregătim de treabă instalând efectiv software-ul de care ai nevoie ca să faci site-uri și în final o să atingem și subiectul arhitecturii informaționale, care este baza tuturor lucrurilor pe care le facem acum în acest curs. Majoritatea lecțiilor din acest modul vor fi mai degrabă teoretice, dar voi încerca să le umplu de metafore, de exemple, ca să fie cât mai ușoare și memorabil. 2. HTML pentru începători. Sau cum secționezi elefantul când vrei să-l mănânci cu lingurița. De ce există, ce este și cu ce se mănâncă HTML-ul? Vei afla, spre exemplu, cum să construiești un articol, pornind de la elementele de bază ale limbajului formal, HTML, care sunt structurile și secțiunile cele mai frecvente și ce sunt alea formulare în web development. Lecții simple care ating cele mai importante elemente ale HTML-ului și te ajută să definești structura viitoarelor site-uri pe care le vei construi. Modulul 3. CSS pentru începători. Caii de pe pereți nu trebuie tot timpul să fie verzi. Cum a apărut, ce este și cum e folosit CSS-ul? Vei învăța componentele de bază ale CSS-ului și apoi cum să faci o pagină web simplă să arate puțin mai bine, concentrându-te pe text, zone de conținut, interactivitate și noțiuni de layout standard, de aranjare în pagină, practic. Din nou, lecții deloc dificile, care se bazează puțin pe ce ai învățat în modulul precedent de HTML pentru începători și transformă un document web, o pagină, într-o viitoare operă de artă. Modest. Modulul 4. HTML de nivel mediu. Te umpli de sens, nu altă. Intrăm aici în zona meta, în zona conținutului despre conținut sau structurilor care dau sens conținutului, informațiilor practic dintr-un document. Vei învăța însă și cum să te joci cu conținutul multimedia, spre exemplu cu videourile sau cu embed-uri de orice fel în viitoarele tale site-uri. Modulul 5. CSS de nivel mediu. Mona Lisa e joacă de copii. N-am intrat deloc în pagini complexe, până acum. Ăsta e momentul în care vei învăța aranjare în pagină la nivel de expert, vei învăța să faci site-uri responsive, care înseamnă doar că arată la fel de bine pe orice ecran, de la cel mai mic telefon până la cel mai mare televizor sau monitor. Și intrăm și în cum să adaugi efecte speciale, animații și alte nebunii. Modulul 6. JavaScript pentru începători. Ce ție nu-ți place, junior te face. Dacă până acum am discutat doar de limbaje formale și de stiluri, acum e momentul să intrăm puțin în programare sau în scripting, dacă vrei. JavaScript, atenția, nu se confunda cu fratele mai bătrân și mai
stufos Java, o să-ți dea posibilitatea să adaugi niște elemente unice de interactivitate în pagina ta, pe care nu prea poți să le obții altfel. Ca bonus în modulul ăsta o să înveți și bazele programării pe foarte, foarte scurt. Modulul 7, HTML avansat. Abia aici încep să curgă banii adevărați. Deși e destul de permisiv, codul HTML nu se scrie chiar oricum. Standardele web ajută să scrii site-uri mari și ușor de întreținut, atât de tine cât și de alți colegi de breaslă. Fără ele apare haos în echipe suficient de mari. Vei învăța aici și cum să-ți faci site-urile accesibile de către persoane cu dizabilități sau pur și simplu mai în vârstă și cum să scrii rapid HTML complex prin comenzi foarte simple. Și nu în ultimul rând vei învăța niște lucruri esențiale de care să ții cont dacă vrei ca site-ul tău să beneficieze de optimizare SEO, care e chestia de care ai nevoie ca să apar pe Google, bine, nu tu, site-ul tău, când caută cineva ceva relevant pentru domeniul din care face parte. Modulul 8, CSS avansat. Sunt pixelii tăi, faci ce vrei cu ei. Există multe feluri de a-ți face viața mai ușoară când scrii CSS. Vom explora preprocesoarele de CSS, adică SAS, și vom discuta despre de ce nu mai pot eu personal și probabil nici tu fără ele. În plus, vei învăța și când și cum să folosești Bootstrap sau, mai bine, fratelui mai puțin greoi și inestetic, Tailwind. Modulul 9, JavaScript de nivel mediu. Magia e doar știință prea avansată pentru tine. Nu o să înșir aici cuvintele intraductibile din engleză prin care vom trece în acest modul, care au legătură cu tehnici și metode de programare avansată folosind JavaScript. Dar o să-ți spun că ai nevoie de ele dacă vrei vreodată să prinzi un job bun de front-end engineer, axat pe programare. Vorbim și despre structuri de date populare, despre algoritmi, despre librării externe și alte noțiuni care te fac programator adevărat. Modulul 10. Alte lucruri de care ai nevoie. Știi cum e când simți miros de pizza și ți-e foame? E ca momentul ăla când ți-e poftă, vrei să afli mai multe despre ceva pentru care abia ai dezvoltat un pic de gust și anticipezi foarte curând satisfacția unui job în domeniu. Folosește sentimentul ăsta să treci și prin noțiunile din capitolul ăsta. N-ar trebui să te oprești niciodată din a învăța un domeniu până nu-l exploatezi cum a fost gândit să fie exploatat. Acum că ai ajuns aici, ar fi și păcat să nu vorbim despre tehnologii de control a versiunii, despre console, terminale și cum te ajută ele, despre testarea frontendului, despre viitorul aplicațiilor mobile, spoiler alert, sunt tot site-uri, majoritatea, despre framework-uri de JavaScript și cum să le alegi în funcție de ce proiect ai, sau despre tehnici mai avansate de progressive enhancement și SEO. Am pus în ce tocmai ascultat esențialul unui curs de frontend pentru începători, cel puțin din punctul meu de vedere. Vom petrece niște luni de zile pe cursul ăsta. Acum hai să setăm și niște așteptări. Cât de des va apărea un nou video din curs? Acesta, apropo, fiind primul. Păi, minim o dată pe săptămână, cu foarte puține excepții, în funcție de ce timp am cu job full-time și alte obligații. Asta înseamnă că dacă te apuci acum de învățat front-end sau dacă te-ai apucat deja și vrei să-ți solidifici cunoștințele, vei avea ce face măcar câteva ore pe săptămână. Pe lângă video, evident, vei avea și niște teme pentru acasă, care să te ajute să reții mai bine cunoștințele acumulate. Mi-am propus să fac exclusiv videouri scurte de câteva minute. Videouri care încapsulează câte o bucată mică de informație, tocmai pentru că asta o face ușor de parcurs, de reținut și de pus în practică. Și în felul ăsta, cine știe, poate în unele săptămâni o să am suficient timp să fac chiar mai mult de un video pe săptămână. Vom vedea. Oricum, promit să nu fac niciodată rabat de la calitate. Adică mai bine întârzi un video decât să nu iasă la standardele mele personale. Ce să-i faci? Sunt perfecționist. Esențialul e că nu vreau să înregistrez în avans cursurile. Vreau să le înregistrez de la o săptămână la alta. Știi de ce? Are legătură cu al doilea cel mai mișto lucru despre cursul ăsta. Uite ce ar trebui să te încânte apropo de acest curs. Nefiind preînregistrat, cursul ăsta va fi interactiv și tu ai puterea să-l faci mai bun. Spre exemplu, eu public astăzi un video despre un subiect anume. Tu te uiți la video, îl parcurgi, înveți despre acel subiect, bagi niște practică, însă nu înțelegi ceva. Într-un curs uzual, în punctul ăsta, fie ar trebui să cauți pe Google, ceea ce, apropo, te sfătuiesc să faci oricum, fie să-ți întrebi profesorul, dacă l-ai, fie să te orientezi altfel, ca să-ți clarifici noțiunea pe care n-ai înțeles-o. În cursul ăsta tot ce trebuie să faci e să lași un coment în videoul unde ai nelămuriri. Promit că fac tot posibilul să răspund la toate, dar nu asta e partea mișto. De fapt, partea cea mai mișto e faptul că dacă eu sesizez că pe un video sunt mai multe neclarități despre un subiect, pot să mai fac un video în care să acopăr fix acele neclarități, să clarific practic situația, să dau mai multe exemple, să dau mai multe teme pentru acasă, pentru solidificarea cunoștințelor și în felul ăsta să nu te las pe tine cu ochii în soare. Și asta se va întâmpla
oricând te vei decide să lași comentariul respectiv. Fie că e în aceeași zi în care am publicat videoul, fie că e la un an distanță. Perioada de timp nu contează. Voi organiza videourile în așa fel încât chiar dacă e altă cronologie a publicării, playlistul de curs, care e ăsta, și apropo pe care te sfătuiesc să-l adaugi la favorit undeva, va avea toate videourile în ordine logică pentru a fi cât mai ușor de parcurs de către tine. Și în felul ăsta tu mă ghidezi pe mine să fac un curs perfect pentru tine. Dacă îți place ideea și abia aștept să intrăm în pâine, dă-mi un like. În plus, te rog mult, dă share tuturor oamenilor pe care îi știi care vor să învețe frontend. Și evident, dă subscribe la canal cu clopoțel și toate notificările ca să primești toate videourile mele de acum încolo. Hai să facem împreună din cursul ăsta cel mai tare curs de frontend în limba română. Eu sunt Viorel și pentru astăzi te-am lăsat. Spor la învățat. Imediat ce va apărea, următorul video din serie este chiar aici. Hai, dă click că știu că vrei.